Salut! În acest video am să vă arăt cum putem înmulți plantele prin marcotaj aerian și de ce avem nevoie pentru a face acest lucru. La fel ca și bătășirea, marcotajul presupune obținerea de noi plante, identice cu planta mamă. Marcotajul are avantajul că noile părți din plantă pe care dorim să le înmulțim nu se vor usca în timp ce își vor produce rădăcinile sau nu există riscul ca acestea să se usuce ca în cazul bătașilor, pentru că ele sunt atașate de planta mamă care continuă să hrănească acele părți. Ce presupune această metodă? Mai exact, punerea în contact a unei părți din plantă, a tulpinei, în contact cu pământ umed. Poate să fie pământ cumpărat, poate să fie pământ de grădină, nu are nicio fel de importanță. Observați că am această cuglă, sau mă rog, are rădăcina, are, a luat forma unei sfere. Ei bine, asta e metoda super simplă. Aceste bile, dacă pot să le spun așa, se găsesc de cumpărat. Se umplu cu pământ. Așa. Se pune pământ și într-o parte și în cealaltă, până la nivel, și se observă că are această gaură pe unde va ieși tulpina. Se poate pune, atât în cazul meu cum le-am pus eu pe sol, sau inclusiv la plantele care cresc pe vertical, de exemplu la trandafiri. Și tulpina iese pe aici și pe aici. Există diferite dimensiuni, dar nu, astea sunt cumpărate. Acum, există și metoda cu ce avem prin casă. Am să mă mut în altă parte, la o altă ramură de la genupăr, pe care vreau să o înmulțesc și vă arăt acolo. De ce avem nevoie? Primul rând, o foarfecă sau un cuțit sau un cutter, orice avem la îndemână, pentru ne alegem zona de unde vrem să înrădăcineze. Undeva pe aici, zic eu. Și atunci, cum vom rupe, sunt destul de tari, așa că am făcut bine că am adus o foarfecă, vom îndepărta aceste rămurele cu frunze. Așa. Ok, acum, tot cu ajutorul foarfecei sau unui cutter, repet, vom îndepărta puțin din coajă. Nu foarte mult, un pic deasupra, un pic de desubt. Am văzut că mai sunt variante în care se îndepărtează coaja, scoarța, de jur împrejur. Eu nu fac acest lucru, e mai mult decât suficient atât. Și atunci, însă că facem cu ce avem prin casă. O bucată de folie stretch, folie alimentară, așa, și pământ. Pământ umed. Nu contează că e pământ cumpărat, că e pământ de grădină, pământ să fie. Și atunci vom face în felul următor. Nu mă ajută vântul. Încercăm să ambalăm ca la bomboane. Pământul să fie de jur împrejur. Așa. Ne asigurăm că este pământ de jur împrejurul tulpinii. Și acum, partea aceasta și partea aceasta va trebui legată. În cazul meu, ținând cont că e la orizontală, e pe pământ, nu prea are unde se ducă, este foarte simplu. Mai dificil este la plantele pe verticală, în care dacă nu e legat bine, se va curge pământul. Ce vă arăt acum e metoda cu ce avem prin casă. În loc de folie aceasta se pot pune, nu știu, pahari de plastic, peturi, sticle, orice vă este la îndemână și să țină pământul să nu cadă. Să fie în permanență tulpina
în permanență în contact cu pământul umed. Bun. Acum, nu trebuia să leg, e doar demonstrativ. Și cum vă spuneam că vă arăt metoda super simplificată pentru marcotaj. Marcotaj aerian, mai exact. Bun, voi îndepărta pământul. Și am aceste sfere de care vă spuneam. Sunt cumpărate, le găsiți pe internet, sfere pentru marcotaj, cred că se numesc. Încercați după denumirea asta, sigur veți găsi. Așadar, în această sferă punem pământ și într-o parte și în alta. Tasăm și acum vom pune cu fanta aceasta și pe o parte și pe cealaltă. Da? Am închis. Așa va rămâne timp de 6 săptămâni. Nu mă ating de el, nu îl ud, nu îi mai fac absolut nimic. Își va păstra umiditatea și iese așa ceva. E pământ de grădină. Uitați ce rădăcini frumoase și-a făcut. Așa. Și acum e numai bun de plantat. Se pot pune în cazul lianelor sau a vițelor, cum am această iedere, se pot pune și mai multe. Eu am pus 3. Ar trebui să... Da. Deci așa, așa arată. E o metodă foarte simplă, nu dă greș. Puteți pune primăvara, vara, toamna. Am pus și vara. E numărul ăsta, am mai multe bile din aceste sfere în el. Am pus și vara, am pus și toamna. De exemplu, iedera asta, am și uitat de ea, este de anul trecut din vară. Așa arată rădăcinile. Sper că găsiți acest material util, informațiile să vă fie folositoare și până data viitoare, numai bine!